Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Reghin. 7 proiecte de hotărâre au adoptat consilierii locali reghineni în cadrul ședinței ordinare de joi. Ordinea de zi a mai cuprins 2 rapoarte și puncturi diverse, dar Reghin TV va difuza integral ședința sâmbătă 28 ianuarie de la ora 21. A fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin pentru joi 26 ianuarie cu ordinea de zi ce a cuprins 9 puncte, dintre care 7 au fost proiecte de hotărâre adoptate de consilieri în urma votului. Astfel, aleșii locali au decis cu privire la aprobarea prelungirii contractului de asociere dintre Reghin și Asociația Fanfara Municipiului, dar și referitor la aprobarea operațiunii cadastrale de apartamentare a imobilului teren situat în strada Iernuțen numărul 140. Consilierii locali au mai fost chemați să decidă cu privire la încuvințarea executării pe domeniul public al municipiului, a lucrărilor de îmbunătățire de tensiune Reghin și amplasare pe domeniul public a unui post de transformare și a unei firide de distribuție. Cu această ocazie, Consiliul a desemnat reprezentanții Consiliului Local în comisiile de evaluare și asigurarea calității la unitățile de învățământ din Reghin, dar și aprobarea licitației publice deschise pentru închirierea a 2 spații în suprafață de 2 metri pătrați fiecare, situate în incinta primăriei, în vederea amplasării de automate pentru cafea și băuturi calde. Ordinea de zi a mai cuprins aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune asupra unui imobil situat pe strada Mihai Eminescu și a unuia de pe strada Mihai Viteazu. Consilierii locali au fost informați cu privire la activitatea Serviciului Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară mediator sanitar derulate în Reghin în perioada iulie-decembrie și asupra activității desfășurate de către asistenții personali. Dar Reghin TV va difuza integral ședința sâmbătă 28 ianuarie ora 21. Joi 26 ianuarie a fost cu ghinion pentru 4 șoferi care circulau pe DN15E578 pe raza localității Stânceni. O femeie de 61 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe fondul unei depășiri neregulamentare într-o curbă, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat din județul Bihor. În urma impactului, mașinile au ricoșat în alte 2 autoturisme care circulau regulamentar. În urma accidentului, șoferița a fost rănită ușor. Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor accidentului. Joi 26 ianuarie, în jurul orei 14, pe DN15E578, kilometrul 163 plus 440 de metri, pe raza localității Stânceni, o femeie de 61 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe fondul unei depășiri neregulamentare, în curbă cu viraj spre stânga, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu alt autoturism, condus regulamentar de un bărbat de 51 de ani din Beiuș, județul Bihor. În urma impactului, dintre cele 2 autovehicule au rezultat avarii și asupra altor 2 autovehicule care circulau regulamentar pe raza localității Stânceni. În urma accidentului rutier, femeia de 61 de ani a fost rănită ușor. În cauză se efectuează cercetări privind comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, fapte prevăzute și pedepsite de codul penal. Eveniment de strângere de fonduri organizat vineri la Reghin de echipa liceenilor de la Youth Bank. Iubitori de carte au avut o întâlnire pe nevăzute cu o carte căruia nu i-au văzut coperțile, doar au citit un paragraf despre ea. Au putut-o cumpăra și astfel să sprijine colectarea de fonduri pentru proiectele de voluntariat destinate comunității organizate de echipa Youth Bank Reghin. Liceeni din Reghin, reuniți sub numele de Youth Bank, au pus la cale vineri la Casa de Cultură a Tineretului o întâlnire pe nevăzute cu zecile de titluri primite de la o editură românească sau donate din comunitate cu această ocazie. Cărțile au fost împachetate, însoțite doar de o descriere sau de un citat. Banii strânși în urma acestui eveniment vor intra în fondul Youth Bank Reghin, care va fi folosit pentru finanțarea proiectelor liceenilor reghineni și pentru costurile de formare a echipei Youth Bank. Constă în întâlnirea unui copil adult în funcție de vârstă cu o carte pe nevăzute. Acesta poate să aleagă cartea în funcție de o descriere a acesteia. Acestea sunt în funcție de prețuri și de titluri. Practic, ce se urmărește prin acest proiect?
strângere de fonduri și apropierea comunității de literatură. Este a doua oară când facem acest eveniment. Este un eveniment care mă gândesc că prinde foarte bine tinerilor, având în vedere că vrem să dezvoltăm o pasiune și anume cititul. Este o activitate care trebuie să ne ocupe mai des timpul, mai ales în rândul liceenilor. Da, încercăm să atragem tinerii spre citit într-un mod mai drăguț și așa că invităm să se întâlnească cu o carte pe nevăzute, doar printr-o scurtă descriere și ne place faptul că rămân surprinși de ce găsesc sub această descriere. Tu citești? Colegii tăi, prietenii tăi mai citesc? Da, îmi place mult să citesc și să-mi ocup timpul cu acest lucru. Mi se pare că ar trebui să fie o activitate mai des întâlnită la elevi, dar nu se prea mai întâmplă asta. Colegii mei citesc și ei, tocmai au venit și ei la eveniment. Cu fondurile adunate vom finanța proiecte ale liceenilor reghineni în folosul comunităților. Blind Date with a Book este un proiect național derulat de majoritatea organizațiilor locale ale programului românesc Youth Bank. Biserica Ortodoxă Română a declarat 2017 anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. Societatea Reghineană de Istorie, înființată în urmă cu un an pe lângă Biblioteca Petru Maior, va ține cont de acest aspect în organizarea activităților viitoare, dar și pune la cale proiecte cultural-istorice. La un an de la înființarea sa, pe lângă Biblioteca Municipală Petru Maior, Societatea Reghineană de Istorie are proiecte cultural-istorice bine conturate și pentru 2017. În organizarea activităților se va ține cont de anul omagial desemnat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cu siguranță că avem idei îndrăznețe, propuneri îndrăznețe și pentru anul 2017, întrucât anul acesta este declarat anul omagial al iconarilor și pictorilor bisericești și al victimelor comunismului de la noi din țară. Vom organiza o activitate legată de pictura bisericească și de icoane în luna februarie, iar în luna martie vom organiza probabil vizionarea unor filme și un simpozion dedicat celor care au avut de suferit în timpul regimului comunist la noi în România. La fel ca în primul an de existență, Societatea Reghineană de Istorie va organiza și alte activități și ieșiri, cu scopul declarat încă de la înființare, să caute să mărturisească generațiilor care vor veni adevărul istoric al acestor locuri, al acestor oameni. Vom mai avea și un simpozion în luna mai, întrucât anul acesta se împlinesc 140 de ani de la proclamarea independenței de stat a României, în 9 mai 1877, întâmplându-se acest lucru. Vom mai avea un simpozion dedicat Zilei Armatei, un simpozion dedicat Zilei Naționale a României. Cu siguranță vor fi și multe lansări de cărți la noi în instituție. Și cred că multe alte activități, evocarea unor personalități locale, Augustin Maior, Patriciu Barbu, Ion Vlasiu, vor fi activități extrem de interesante pe parcursul acestui an și ne adăugăm că și pe viitor să avem o activitate la fel de prolifică ca și până acum. Societatea Reghineană de Istorie își propune încă de la înființare scrierea unui manual de istorie a Reghinului și împrejurimilor, elaborarea unui anuar științific al societății, precum și altor volume și reviste de specialitate, organizarea unor evenimente de anvergură națională de înaltă ținută științifică, participarea membrilor la acțiuni de profil în țară și străinătate, dar și excursii. Își dorește să facă în timpul liber ceva util, sănătos și plăcut, așa că a descoperit că poate produce săpunuri naturale în casă. Povestea reghinencei Gabriela Oprea despre pasiunea pentru săpunuri a început acum 3 ani și cu fiecare zi este mai încântată de produsele sale care se vând în magazine Plafar. Despre munca și dăruirea care stau în spatele micilor săpunuri viu colorate și puternic parfumate, aflați din interviul următor. Eu zic că urmează o discuție extrem de interesantă, pornind de la faptul că dumneavoastră, doamna Gabriela Oprea, faceți un lucru extraordinar, săpunuri naturale. Deja sună foarte bine, nu mai zic că miroase foarte bine. Vreau să ne povestiți de când ați început această pasiune. Am început exact de 3 ani, în 2014. Și
Așa, când stau să mă gândesc, nici nu prea știu cum mi-a venit să mă apuc. Am zis, păi, am mult timp liber, hai să încerc să mi-l petrec făcând ceva util, plăcut. Și m-am apucat de făcut săpun. Am cumpărat un ghid, m-am tot documentat de pe internet, m-am uitat o grămadă cum se face, că sunt foarte, foarte multe filmulețe cu așa ceva și zic, hai să mă apuc să fac și eu. Că nu pare a fi greu. Pe de altă parte, este o modă deja sau un trend ca toată lumea să treacă pe natural și în alimentație și în îmbrăcăminte și în igiena de zi cu zi. Și așa, încet, încet am început să fac. Deci până la urmă ați avut mai multe motive pentru care ați început să faceți săpunuri naturale. Cum le-ați caracteriza pe acestea față de cele pe care le găsim în comerț? Ca să înțeleagă toată lumea care e diferența. Deci tot ce găsim la momentul de față în comerț, aproape toată lumea știe, sau poate doar cei interesați, că sunt de fapt detergenți, nu sunt săpunuri. Conțin foarte multe produse chimice, sintetice, sunt făcute din subproduse petroliere, ca miros și ca culoare, la fel, tot felul de ingrediente din astea sintetice se pun și multă lume și simte pe pielea lui că nu le face bine, usucă pielea, apar tot felul de probleme, dermatite, eczeme. Am mulți clienți cu probleme și probleme a scalpului și probleme de piele cu dermatite, cu eczeme și încep să folosească și nu merge bine după ele, altfel. Practic, ce conțin aceste săpunuri ale dumneavoastră? Cum procedați în... Săpunurile ce se fac acum în casă, săpunurile făcute handmade, se fac prin procesul la rece. Deci toate uleiurile și unturile ce se folosesc se combină cu soda caustică, de asta se teme toată lumea și fac comparații cu săpunurile de casă, de pe vremea bunicii, dar procesul prin care se fac, prin care le fac și eu și fac foarte multă lume deja la noi în țară, este procesul la rece. Și în urma combinării uleiurilor și a sodei caustice rezultă săpunul. Deci este un proces de saponificare. Rezultă săpunul, glicerina, ceea ce în săpunurile din comerț nu mai există, că se extrage, se folosește la diferite creme, rujuri și alte cosmetice care sunt mai scumpe și așa. Ce fel de arome, ce fel de plante, ce fel de substanțe folosiți dumneavoastră? Eu am 4 rețete notificate la Ministerul Sănătății până acum și am așa șamponul solid, am săpunul cu gălbenele, un săpun exfoliant cu cafea și cu miere și argilă. Și la fiecare în parte folosesc, deci se face soluția de sodă de puritate 99%, nu sodă ce este în comerț, se folosește și o prepar în infuzii de plante. La șamponul de păr în infuzie de urzică, la cel cu gălbenele fac infuzie de gălbenele, la fiecare în parte. Sunt rețete proprii sunt... Proprii, da. Și am și ghidul după care m-am tot orientat și m-am învățat multe treburi. Cât durează până faceți un săpun sau, să zic, o serie? Eu fac 2,5 kg de pastă de săpun odată și durează cam 2 ore. Ca și cum ai face o prăjitură. Deci exact așa e în bucătărie. Trebuie să cântărești cu foarte mare atenție absolut toate ingredientele, toate uleiurile, unturile, soda, absolut tot la gramaj, se lucrează în grame, nu în volum și trebuie mare atenție să lucrezi atent, să nu pățești vreun accident lucrând cu soda,
dar în rest nu-i ceva complicat. Sunt cumva deosebite produsele dumneavoastră, arată foarte bine, se vede că vă interesați și de aspect. Da, mă străduiesc să le fac să arate și bine. Acum, ca și aspect, se folosesc coloranți tot naturali, cum ar fi cacaoa, turmericul, se poate pune cafea. În ce măsură această pasiune a dumneavoastră are legătură și cu meseria de bază? Că îmi imaginez că totuși trebuie să ai anumite cunoștințe de chimie, de... Am făcut liceu de chimie industrială la Târgu Mureș, dar lucrez funcționare economică la Reașcele, la casele. Nu au legătură una cu alta, dar am mult timp liber și îmi place să mai fac câte ceva pe lângă. Așa m-am apucat să fac. Și după ce te apuci să faci, parcă nu te mai poți opri. Așa tot timpul îți vine să faci. De fiecare dată iese altfel. Niciodată nu iese la fel de la o tranșă la alta. Nici un săpun nu-i la fel unul cu altul. După ce le ton și le tai și fiecare e altfel. Și bănuiesc că permanent veți căuta să diversificați produsele. Se pot, da, diversifica. Numai dacă ai, cum am eu scos, am scos 4 rețete notificate, astea trebuie să le respect exact cum am trimis la analize rețeta respectivă, asta trebuie să mergem. Dacă vrei să mai faci, poți să faci. Cât de multe? 10, 20, sunt care fac mai mult de 20 de combinații, de feluri. Dar trebuie să te ții de ele. Vă doriți să vă extindeți, să faceți mai mult? Mi-aș dori să mă extind, dar deocamdată un pic mai greu pe la noi. Nu prea știe lumea. Din cauza pieței? Da. Nu știu, nu pun preț pe așa ceva. Care au probleme? Și zice medicul, nu mai folosi din comerț, îți face rău, atunci caută, da. În rest, încă nu. Mai greu cu vânzarea. Da, e și acesta un aspect până la urmă. Încet. Trebuie să faceți în așa fel încât să vă faceți cunoscută. Ce duc pe la plafare? Prin Rechin, Mureș, Cluj, mai pe la târguri, dar încă n-am început să umblu pe la târguri. Poate mai încolo. Nu am avut timp. Mie îmi place foarte mult ceea ce faceți dumneavoastră și mă bucur atunci când văd oameni care își descoperă pasiuni și merg mai departe cu ele. Cu siguranță ne vom întâlni și cu alte ocazii să ne spuneți că lucrurile funcționează foarte bine și că lumea are tot mai mare deschidere față de așa ceva. Să sperăm că o să fie. Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenț, a declarat joi, în timpul prezentării raportului de activitate pe anul trecut, că valoarea totală a finanțării nerambursabile din bugetul public al județului Mureș a fost de 2 milioane de lei și că pentru accesarea acestei sume au fost depuse 766 de proiecte. A fost prezentat raportul de activitate pe anul trecut în ceea ce privește valoarea totală a finanțărilor nerambursabile din bugetul public. Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenț, a declarat joi în timpul prezentării raportului că valoarea acestora a fost de 2 milioane de lei și că pentru accesarea acestei sume au fost depuse 766 de proiecte. Pentru anul 2016, valoarea totală a finanțării nerambursabile din bugetul public al județului Mureș a fost de 2 milioane de lei, repartizate astfel pe domeniile asistență socială și sport câte 400.000 de lei, iar pe domeniile culte și cultură câte 600.000 de lei. În acest context menționăm numărul tot mai mare de proiecte depuse. Acest număr crește de la an la an pe toate cele patru domenii. Astfel, dacă în anul 2010 au fost depuse 521 de proiecte, în anul 2015 au fost 661 de proiecte, iar anul trecut numărul acestora a ajuns la 766, a declarat Peter Ferenț, președintele Consiliului Județean Mureș. Potrivit acestuia, din cele 766 de proiecte,
proiecte depuse pe domeniul asistență socială au fost eligibile 34, în valoare aproximativ de 400.000 de lei. Pentru culte au fost eligibile 154 de proiecte în valoare de aproximativ 600.000 de lei. Alte 92 de proiecte au fost acceptate la finanțarea pe domeniul sport, însă doar 85 de contracte au fost semnate, valoarea acestora fiind de aproximativ 340.000 de lei. Din raport mai reiese că organizațiile și fundațiile culturale au depus 213 proiecte finanțabile în valoare de aproximativ 570.000 de lei. Un mureșean este începând din 26 ianuarie noul vicepreședinte al Federației Române de Lupte. Baloi Alexandru a primit în cadrul adunării generale 104 voturi din totalul de 133. Acesta va împărți funcția de vicepreședinte cu Constantin Borașcu și împreună îl vor sprijini pe președintele Federației Răzvan Pârcălab pentru a duce acest sport pe cele mai înalte culmi. Dar înainte de a vedea materialul, vă propun să ascultăm câteva date despre vreme. Bine v-am găsit! Sâmbătă cerul va fi în mare parte senin. În Reghin se va înregistra un grad, în timp ce la Târgu Mureș vor fi 0 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Adunarea generală a Federației Române de Lupte, programată joi 26 ianuarie la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român din capitală, a trecut la votarea candidaților pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și membri. Răzvan Pârcălabu a fost votat pentru funcția de președinte, iar târgu mureșanul Boloi Alexandru a obținut 104 voturi din cele 133 posibile, devenind astfel vicepreședintele Federației Române de Lupte alături de Borașcu Constantin, cu un rezultat apropiat. Antrenorul celor de la CSS Reghin, Pereș Micloș, are numai cuvinte de laudă la adresa mureșanului, proaspăt vicepreședinte al Federației Române de Lupte. Pe mine personal mă bucură faptul că avem doi oameni din Târgu Mureș la Federația Română de Lupte și nu numai pe mine, ci și pe ceilalți antrenori din județul Mureș. Sunt niște oameni deosebiți, atât domnul Bolăi cât și domnul Iormo Diferenț, și au meritat să fie votați. Domnul Bolăi, Alexandru vicepreședinte, și domnul Iormo Diferenț, membru în birou federal și președintele arbitrilor din România. Eu am încredere în ei și, după cum se vede, toată țara are încredere în ei. Alături de Boloi Alexandru, în cadrul adunării generale, un alt mureșan, Iormo Diferenț, a fost ales unul dintre cei 6 membri ai biroului federal. Acesta a fost singurul român care a arbitrat meciuri la Olimpiada de la Rio din 2016. A format o trupă faină, care, părerea mea, o să ridice nivelul luptelor din România, acolo unde își are locul. Domnul Bolăi nu trăiește din lupte, el trăiește pentru lupte și la momentul actual concurează și aduce glorie României. Iar domnul Giormati Ferenț a fost singurul arbitru care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016. Eu îi felicit și le urez succes. Antrenorul celor de la CSS Reghin, Pereș Micloș, crede că aceste numiri au fost făcute pe merit, iar cei doi vor contribui la creșterea calității acestui sport, iar rezultatele din competițiile internaționale nu vor întârzia să apară. Acești oameni sprijină foarte mult luptele și, cum v-am zis și înainte, nu trăiesc din lupte, ci trăiesc pentru lupte. Eu cred că o să sprijine și în continuare și o să întrume copiii spre acest sport foarte frumos și o să vedem peste câțiva ani și rezultatul. Federația Română de Lupte are înregistrate ca membri afiliați 156 de structuri sportive, dintre care 36 sunt asociații județene de lupte. În al doilea joc amical din Antalya, ASEA Târgu Mureș a terminat la egalitate 1-1 cu formația bulgară FC Montana, ocupanta locului 14 în prima ligă din Bulgaria. Golul târgu mureșenilor a fost înscris de mijlocașul Cristian Balgiu. În minutul 76, cu un șut sub transversală de la aproximativ 18 metri. Adversarii au egalat în primul minut de prelungiri în urma unui contraatac. Pentru roș-albaștri urmează alt meci de pregătire sâmbătă, 28 ianuarie, împotriva bulgarilor de la Lokomotiv Gorna.
În al doilea joc amical din Antalya, ASEA Târgu Mureș a terminat la egalitate 1-1 cu formația bulgară PFC Montana din Prima Ligă. Golul Târgu Mureșenilor a fost înscris de mijlocașul Cristian Balgiu în minutul 76 cu un șut sub bara transversală de la aproximativ 18 metri. Adversarii au egalat în primul minut de prelungiri în urma unui contraatac. Pentru această partidă, Ilie Stan a început cu Pap în poartă, Velaios, Rugalas, Marius Constantin, Sin pe linia de fund, Balgiu, Mureșan, Petriș, Nicoliță la mijloc, iar în atac mureșenii au avut pe Bâtfoi și Ciolacu. Rezultatul nu reflectă nici pe departe evoluția din teren a celor două echipe, ASEA ratând 4-5 ocazii clare de gol, Bulgaria amenințând în rare rânduri poarta mureșenilor, în special în urma unor faze fixe. În minutul 11, Sin prinde un șut de la aproximativ 15 metri, însă mingea trece peste poartă. În minutul 25, Gabi Mureșan șutează de la 25 de metri, însă mingea nu prinde nici de data aceasta spațiul porții. După doar 2 minute, Sin pătrunde în careu, centrează în fața porții pentru Bâtfoi, care nu reușește să trimită mingea în plasă. În minutul 31, acțiune pe partea dreaptă, Bâtfoi centrează, iar Ciolacul șutează în brațele portarului. Cu 4 minute înainte de pauză, Nicoliță centrează perfect de pe dreapta, iar Ciolacul reia cu capul din 4 metri pe lângă. A doua repriză a aparținut tot mureșenilor. În minutul 51, Gabi Mureșan execută o lovitură liberă de la 18 metri, însă mingea este reținută de portarul bulgar. În minutul 62, Bănel Nicoliță primește o centrare de la Bâtfoi, însă nu prinde spațiul porții. După cursul jocului, ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. În minutul 76, ASEA deschide scorul după un șut excelent al lui Cristi Balgiu de la 18 metri. Mingea trimisă de jucătorul mureșenilor a lovit transversal la porții și a intrat în plasă. Însă relaxarea din finala a elevilor lui Ilie Stan a fost taxată de adversari care au reușit egalarea în minutul 51 după un contraatac. În urma acestui meci, ASEA rămâne fără victorie în meciurile amicale din Antalya. Roșalbaștri speră la victorie în meciul de duminică, 28 ianuarie, împotriva ocupantei locului 12 din Prima Ligă din Bulgaria, Lokomotiv Gorna. Doamnelor și domnilor, urmează rubrica Jurnal Plus, în care aflați detalii despre recepția lucrărilor de reabilitare a stației de epurare din Reghin, recepție ce a avut loc astăzi la sediul primăriei. Apoi, nu ratați datele despre vreme. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Și nu în primul rând administrația locală, care este proprietarul acestei investiții. Câteva date istorice, contractul a fost semnat în 2012, deci acum 5 ani. Este un contract cu proiectare și execuție înglobată. Valoarea inițială a investiției a fost 23 de milioane, am terminat investiția la 20, în jur de 24 de milioane lei. Contractorul este Pasavant Rödiger din Germania, care desigur au avut subcontractori, nu le număr acum. Lucrările am considerat terminate, testate și puse în funcțiune la 3 noiembrie 2016, moment în care, după care am primit raportul final de testare de la constructor, care a fost aprobat. La mijlocul lunii decembrie am convocat recepția la terminare. Din acel moment a urmat perioada de verificare a tuturor documentelor, la situația pe teren, celelalte aspecte care concură la acest moment la care ne aflăm. Astăzi, de fapt, suntem la ședința de finalizare a acestei proceduri, care se va concretiza în semnarea proceselor verbale de recepție. De ce vorbesc de la plural? Vom semna un proces verbal la terminarea lucrărilor, a lucrurilor de bază, respectiv un proces verbal de demolare a unor mijloace fixe din cadrul stației de epurare, care a fost necesară pentru eliberarea amplasamentului.
Momentul de astăzi este important, fiindcă este o etapă în viața acestei investiții. De mâine, Aquaserv, ca și operator regional, preia în operare și întreținere acest obiectiv. Urmează o perioadă de un an de zile în care constructorul, împreună cu noi, cu beneficiarul, va trebui să facă testele de după terminare de 365 de zile și să dovedească atingerea garanțiilor de performanță angajate prin contractul pe care l-am încheiat în 2012. Motiv pentru care aș vrea să atenționez și să rog colegii de la sucursală să dea importanță deosebit acestei perioade în care va trebui să dovedim că știm să operăm această stație, respectiv știm și suntem capabili să întreținem această investiție, astfel ca la finalul lui, peste un an de zile când ne întâlnim la recepția finală, raportul final să fie pozitiv ca să putem dovedi finanțatorului că banii pe care i-am primit a fost bine utilizat și nu vom primi nicio corecție în sensul ăsta. După cum am spus, în perioada asta s-a lucrat la verificări, s-au întocmit documente. Procesul de recepție are trei anexe. Anexa 1, în care am înglobat toate acele documente care astăzi lipsesc, dând un termen favorabil pentru constructor ca să completeze. Anexa 2 sunt lucrările nefinalizate, dar care nu condiționează sau nu influențează buna funcționarea stației. Vă dau un exemplu. Lipsește o balustradă sau o scară nu este vopsită. Lucruri de genul ăsta. Respectiv, anexa 4, două anexe 4, care includ acele evaluarea și identificarea și nominalizarea celor mijloace fixe, care în final vor intra în proprietatea unității administrative teritoriale de Reghin și sigur vom primi în operare prin contractul de delegare pe care am încheiat cu dânsii. Acestea fiind spuse, aș vrea să o rog pe colega mea, Mirela Popa, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru ceea ce a făcut în ultimii 5 ani. În afară de profesor, a lăsat și o bucată de suflet în această investiție și vreau să o rog să prezinte puțin istoricul și datele principale acestei investiții, după care constructorul și, în final, doamna primar, ne va spune câteva cuvinte. Mulțumesc, doamna. Managerul acestui proiect. Am lucrat în proiectul acesta de la început. Începutul proiectului este undeva în 2010 cu întocmirea caietelor de sarcini. La domnul Bauer în Bidou a început primele cerințe din caietul de sarcini. Trebuie să subliniez faptul că a fost o muncă de echipă a Aquaservului. Caietele de sarcini le-am făcut fără consultanță. Pentru 5 stații de curare din aria de operare. Reghin a fost caietul de sarcini model, de la care am plecat, după care s-au întocmit celelalte. Am lucrat cam, ca să vă dați seama, cam 4 luni. Caietul de sarcini a avut 1000 de pagini, un bibliograf. Feedback-ul l-am primit de la cei care au cumpărat, care au participat la licitație și au fost pe amplasament înainte de licitație. O firmă din Italia, amintesc, care a spus că în România a fost cel mai bun caiet de sarcini pe care l-a citit. A urmat perioada de licitație în 2011. În 2011 intram în licitație, trei oferte, cam un metru cub de documentație la ofertă. Analiza a fost de circa 2 luni. Câștigător a fost Pasavan de Rivier. Lucrările au fost un contract de proiectare și execuție. Contractul, ca să vă dați seama de amploare, poate că valorile nu spun așa de mult, dar contractul propriu zis cu toate documentele sunt 4 bibliografi. A început lucrările cu contract de proiectare și execuție. În 2013 aveam aprobare de la Apele Române ca să începem lucrările cu deversare directă în MISA. Deci au fost multe probleme legate de pornirea investiției, care nu a fost ușoară. De aceea spun, proiectul
proiectul a avut o complexitate tehnică deosebit de mare. Vreau să spun că dintre stațiile de curare, stația de curare Reghin și Târnăveni, au fost cele mai complexe, având toată linia, linia de apă și linia de lumină, incluse linie de biogaz, pentru lucrare la folosirea gazului, biogaz de autobus. Deci, investiția s-a derulat începând din 2013 lucrările, cu finalizare în, și testare în 3 noiembrie. Dificultățile tehnice au fost două categorii de dificultățile tehnice și cele manageriale. Deci proiectul fiind complex, partea tehnică, faptul că au fost foarte multe lucrări de reabilitare a construcțiilor existente, problema de deviere a apelor pe timpul construcției, probleme de autorizări și așa mai departe, care au întârziat puțin acest proiect. Managerial au fost câteva acte adiționale, au fost probleme de electrică, de gaz, care a dat o complexitate și mai mare acestui proiect. Deci, stația de epurare din Reghin are o treaptă, o să vedeți pe slide, este clădirea administrativă pe care am reabilitat-o, treapta mecanică cu grătare, rare și dese, deznisipator, decantor primar și o treaptă biologică care, față de ce a fost înainte, realizează eliminarea compușilor cu azot și fosfor. O tehnologie modernă, destul de gingașă. Și în ultima parte am linia de namol. Fermentatorul existent al stației a fost reabilitat. S-a schimbat partea de centrifugare de namol. S-a făcut s-a implementat un generator pe biogaz, deci se utilizează biogazul produs în stația de curare pentru producere de energie electrică și termică. Pentru stație? Pentru stație. Pentru stație. Namolul rezultat, un conținut, este transportabil. În ultimul slideshow aici vedeți hala de namol cu fermentatorul și următorul instalația de prelucrare a namolului și în următorul slide cred că este platforma de namol fermentator. Aș dori să intervin dacă este posibil, Bauer Jovan, mers în șef de partea mea, în ceea ce privește valorificarea acestui namol, compania are deschise mai multe rute. Dorim ca să aplicăm în agricultură. Din punctul de vedere al proprietăților, acestea corespunde valorificării în agricultură. Respectiv, suntem în demararea unui proiect de compostare a namolului, care va genera un produs superior față de produsul de bază. Și dacă nici de cum nu ne descurcăm cu el, atunci o să depozităm acolo unde va fi permis. Dar oricum, opțiunile noastre, primele noastre opțiuni, sunt în direcția valorificării și noastre proiecte. Vă mulțumesc! Și vă invidiez că aveți ingineri de asemenea calitate și regretul meu este că eu nu pot să mă laud, pentru că am nevoie foarte mare de oameni de specialitate care să-mi scrie caiete de sarcini de asemenea învergură, poate atunci am putea accesa mult mai multe fonduri, dar știți foarte bine că una dintre condiții este modul de retribuire care nu stimulează oamenii pe care noi îi căutăm. Deci e o mare, mare lacună în administrația locală,
de asemenea oportunități și pe care de multe ori le ratăm tocmai datorită faptului că oamenii care sunt implicați își doresc să fie retribuiți pe măsură și eu știu ce mare efort este, dar efectul este pe măsură și vă admir pentru colaborarea pe care ați avut-o și cu constructorul, cu cei care au supervizat, cu beneficiarii și rolul nostru a fost mic, dar satisfacția este mult mai mare pentru că sunt investiții necesare, mai ales pentru cei care beneficiază de apa devesată din stația noastră de epurare. Dorința mea este ca o investiție de asemenea amergură, domnilor, să fie și la uzina de apă, că am avut comentarii primite de la consilierii în funcție, că nu este corect ca o stație de epurare de asemenea performanță să fie Reghin și uzina de apă să fie la nivelul la care este acum. Deși știu, Ghiță, și tu știi că la momentul când am inaugurat uzina de apă, erau prin primele trei, mai era la Târgovești, la Târgu Jiu una, dar uite, tehnica ne-a depășit și au rămas în urmă și vă rog frumos pe cei de la Glaser, domnul Tăcășcat, dacă spuneați că nu faceți nimic, de obicei știu că faceți și știu cât de bine am vă lucrat și să aveți în vedere că la o asemenea stație de curare trebuie și o uzină de apă pe măsură și îmi doresc ca colaboratorii care sunt acum în sală să fie și atunci și să știm că e pe mână bună investiția. Eu vă mulțumesc mult și acum poate că nu sunt să vă dau indicații ca colegii mei de la stația noștri, de la stația de curare, să beneficieze de o pregătire profesională sau cursuri de perfecționare, ținând cont că s-a schimbat total procesul tehnologic de tratare a apelor uzate și eu știu că tehnica este foarte avansată și trebuie să fie aduși și ei la zi cu pregătirea și din resursele pe care aveți la alocate pentru resurse umane să vă gândiți și la asta ca efectul și perioada de un an de garanție pentru supervizarea instalațiilor noi să fie făcută cu ei bine pregătiți. Eu vă mulțumesc pentru tot și din partea noastră aveți toată colaborarea orice ar fi și vă rog frumos ca și operator și ca și oameni de specialitate pentru că sunteți în domeniu atât pe colaboratori, dacă sunt oportunități de atragere a fondurilor și în care trebuie să fie implicate și administrația locală, aveți deschiderea totală în bugetul pentru anul acesta, vrem să punem cât mai mult bani pentru proiecte și știm sigur că din surse proprii nu putem face, chiar dacă sunt din bugetul României sau europene, să facem cât mai multe surse de finanțare și să ne extindem pentru că a crescut și numărul beneficiarilor, dar din păcate și gradul de poluare a fi folosit este la fel de progresia la fel de mare. Eu vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să fie tot ce ați spus. Sâmbătă, cerul va fi lipsit de nori. În Reghin va fi 1 grad, iar în Târgu Mureș termometrele ne indică 0 grade. Pentru Ludu și Iernut se anunță minus 1 grad. 2 grade vor fi la Sighișoara, 1 grad la Batoș, 2 la Sovata, iar în Stânceni se vor înregistra 3 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, vremea va fi închisă. Pentru Brașov se anunță 2 grade, iar pentru Sibiu 1 grad. 1 grad va fi în Bistrița, 0 în Cluj-Napoca, iar pentru Alba Iulia este estimat 1 grad. În București, temperatura maximă va fi de 0 grade Celsius. Sâmbătă noaptea se așteaptă îngheț puternic. În Reghin și în Târgu Mureș se vor înregistra minus 10 grade. Duminică, cerul va fi senin. Pentru Reghin și Târgu Mureș sunt estimate 2 grade. Doamnelor și domnilor, încheiem jurnalul de vreme în aceeași notă plăcută. Eu sunt Oriana Ormenișan și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!